Good evening. Welcome to Dead Air Live. Tonight is part two of the documentary film Elena Ceaușescu. I'm going to freeze now. If you didn't see it last week, if you didn't see the first part last week, this film is pretty much a history about Romania itself after Ceaușescu took over. It wasn't just about Elena Ceaușescu, but it's interesting the insight into how these people rose to power and how she became so powerful and ended up dominating the academic society of Romania and winning all these honorary degrees from universities in the West and having all this prestige that she accumulated and that was completely false. So it's a fascinating film. Once again, if you did not see the first half, then the second half is now. This is part two of Elena Ceaușescu. Thank you very much. M-a primit de el acasă, a spus, va fi o nenorocire dacă va veni el la conducerea partidului. Dar după aceasta, Tomai Bodnăraș este cel care a propus în comitetul executiv și m-am și mirat când el care mi-a spus mie, măi Andrei, ești tânăr, dacă va veni femeia asta la conducere, va fi o nenorocire pentru țară. S-a realizat marea gafă de a crea acest cabinet numărul 2, pe lângă cel care era condus de el. Păi, culmea că ce i-a dat până la urmă în răspundere în mod special? Tocmai politica de cadre. Tocmai problema, hai să zicem, dosarelor personale ale viitorilor activiști, secretari. Aici a fost una dintre marile greșeli ale lui Ceaușescu, că s-a bazat pe ea. Elena Ceaușescu a căutat să aducă oameni pe măsura nivelului pregătirii și intelectualității sa. Iar criteriile care stăteau la baza acestor selectări, acestor avansări, acestor promovări și acestor racolări erau criterii care, din păcate, au fost falimentare și care erau viabile numai în mintea ei. De această secție de cadre răspundea direct doamna Elena Ceaușescu. Ocupându-se de cadre pe toată țara, așa zis la cabinetul 2, orice propunere de avansare, de numire în funcție oficială, de stat sau mergând până la cele locale, de se făcea în baza unui referat de cadre. Trebuia să fie bine întocmit și trecea pe la cabinetul 2 pentru avizare. Toți liderii comuniști și-au constituit asemenea cabinete de persoane care nu erau întotdeauna în centru atenției opiniei publice interne sau internaționale, dar în schimb erau extrem de influenți și de fapt se găseau la capătul unor intrigi politice complicate. Totul depinde de dosar. În afara dosarului nu mai exista nimic. Am dat seama din anii care am lucrat în jurul familiei respective că se îmbolnăviseră, căpătaseră o afecțiune privind boala sa puterii. Deci deveniseră deja infatuați în această direcție și nimeni nu putea să mai întoarcă de la acest ideal, că ei sunt cei mai puternici, au intrat în istorie, ei au făcut, ei au adres, ei le dau poporului, ei...
programe minunate. Probabil că de programul ăsta era vorba, minunat, una să strică hârtie și una să se facă realitate. Așa ai vorbit și despre sistematizarea localităților, care în fapt a însemnat distrugerea țărânii de române. Plaiul nostru strămoșesc. Te-ai gândit la asta vreodată? Ca cetățean. Ca cetățean. Niciodată în statele românești după ce lichidaseră elitele, după ce se instaurase un fel de revoluție culturală care făcea o spălare a creierului românesc, acum Ceaușescu începea să se gândească și la distrugerea memoriei românești. La 4 martie 1977 a avut loc teribilul cutremur care a atins mai ales Bucureștiul și care a constituit pretextul pentru începutul unei remodelări urbane pentru a asigura securitatea seismică a orașului. Erau vorbe în vânt și atunci s-a petrecut și primul atentat la adresa unui monument. Toată salba de la Cotroceni până la Văcărești de coline au început să fie remodelate. Remodelate, asta înseamnă cu un eufemism, distruse monumentele vechi, unde se găsea cele mai multe monumente istorice. Din două motive. Unu, în numele ateismului științific propagat de comunism. Doi, să nu se vadă istoria mai veche alta decât istoria de până la epoca Ceaușescu. În martie 1977 a fost dărâmată o biserică care nu suferise niciun fel, care s-a aflat o principală arteră a Bucureștiului, o biserică de sfârșitul secolului XVII, Biserica Enei. Eu am participat la ultima vizionare a acestei biserici când doamna Elena Ceaușescu a venit personal să vadă biserica respectivă, în ce stadiu se află și dacă se poate demola sau nu. Acesta a făcut un rond de jur împrejurul bisericii respective din mașină și nu de jos. A văzut biserica așa sumar și a dat ok-ul pentru a fi demolată. Elena Ceaușescu a fost mai ostilă decât Nicolae Ceaușescu. La 24 ianuarie 1985, corul a fost mult prea mare pentru distrugerea unei alte mănăstiri. Și atunci s-a acceptat sugestia de a se muta monumentul la 200 și ceva de metri, unde se găsește și astăzi, numai că înconjurată de blocuri. Atunci când dădea indicații de demolare a Bucureștiului vechi, am impresia că și el și ea urau de fapt orașul, urau oamenii și resimțeau o bucurie să le distrugă locuințele și să le provoace aceste necazuri îngrozitoare. Dacă se opunea rezistență, se închidea apa, se închidea lumina, după 3 zile se spărgea acoperișul, deci era un fel de război. Pe care
care își cântărea carnea adusă din străinătate. Carnea asta de aici a noastră nu era bună, nici? E extraordinar. Cum ne scoate să atât de bun? Chisând un apartament ca fiecare cetățean. Era vina municilor. Care vină? N-are nimeni. Noi am dat prin lege. Prin lege n-am cumpărat nimic. Nu-i cumpărat nimic. Ați avut palate, ați luat palate. N-am avut. N-am avut. Elena Ceaușescu era foarte dornică de lux. Ea a îngrămădit în garderoba ei atâtea mii de rochii și toalete, încât a fost nevoită să se le deposteze în 4 sau 5 vile ale lor. Îi plăcea enorm aurul. Avea o pasiune specială pentru paltoane de blană, din cele mai scumpe. Dieta alimentară era extraordinar de sofisticată. Un meniu de ziua Elenei arăta cam așa. Erau 3 varietăți de caviar, pate de foie gras și 15 feluri de carne, păsări și pește, între care asemenea delicatese rare ca găini și cocoși de vânătoare, corniș, fazani, homari, languste, somon și alte bunătăți de care majoritatea românilor nici n-au auzit. Când călătoreau, își luau nu numai bucătarul, că e, dar și un om din bodyguardilor care gustau mâncarea înainte de a o mânca ei, ca să fie sigur că nu este otrăvită. Deși, aparent, nu prezentau ei, să vă spun așa, mare pericol, totuși reușise și eu, anii care am stat acolo, reușise să imprime acest cult al personalității în cuplul respectiv, în așa manieră încât toți se temeau să nu greșească cumva în vreo direcție sau alta. Să te găsească într-un loc nepotrivit, și m-am fost în apropiere mai mult timp, nu observa să aibă un hobby. Singurul lucru care le făcea, făcea plajă și tratament terapeutic. Avea și o piscină foarte luxoasă de altfel, în care își petrecea timpul la plajă și conform indicațiilor medicale și în aceste piscine. Și în rest, o dignă. Doamna Elena Ceaușescu ținea foarte mult să aibă o ținută care să-i fie pe măsura funcțiilor și pe măsura prestanței. Așa se face că trebuia neapărat să găsești un unghi favorabil din față și nu din oricare față, ci cea din dreapta neapărat. Mi-am permis atunci, în 1969, să spun și eu că trebuie schimbată ținuta vestimentară și trebuie puțin făcut un studiu apropo de ceea ce înseamnă coafiura. Ceea ce eu am gândit și n-am spus în cadrul oficial nicăieri, dar probabil că am vorbit cu partenerii mei de echipă, că nu după multă vreme a început să capete contur personajul. Așa erau capriciile puterii. Erau foarte grijuli cu imaginea, nu numai morală, dacă pot spune, dar chiar cu cea fizică. Cum s-a falsificat istoria? S-a falsificat cam așa, fără cam, chiar așa a fost. Niște fotografi au fost puși și au făcut un montaj, au scos un tip din această masă de zeci și zeci de oameni cu farfeca. Elena a fost adusă lângă Nicolae Ceaușescu și deci nu corespundea realității. Expoziția Națională Omagială evidențiază contribuția deosebită a tovarășei academician dr. Inginer Elena Ceaușescu la progresul științei, învățământului și culturii românești. Expoziția prefigurează totodată perspectivele luminoase de dezvoltare ale țării, viitorul definit de programul partidului, de istoricele hotărâri ale Congresului al 13-lea și conferinței naționale ale Partidului Comunist Român. Asta a fost, de fapt, comunismul. O teribilă manipulare de falsuri, de nivel istoric și planetar. Las flores, ay, son así, así, así.
Și-a confecționat istoria de care avea nevoie pentru a se justifica, pentru a se motiva, pentru a-și crea aparență de continuitate istorică. După ceremonia primirii oficiale, atmosfera sărbătorească a fost întregită de manifestări ce exprimă sugestiv bucuria cu care locuitorii capitalei, întregul popor chinez, salută vizita înalților reprezentanți ai poporului român. Marcând un eveniment politic de cea mai mare însemnătate în evoluția raporturilor bilaterale, actuala vizită se înscrie ca un moment de referință al dialogului româno-chinez la nivel înalt, hotărător în așezarea pe temelii tot mai trainice a prieteniei, solidarității și colaborării dintre partidele, țările și popoarele noastre. Performanța comunismului vine din aceea de a fi vândut întregii lumi iluzii extraordinar de bine și de credibil confecționate. De-a lungul întregului traseu străbătut de coloana oficială, zeci de mii de locuitori ai Fenianului au făcut solilor poporului român o grandioasă primire, pe măsura ospitalității binecunoscute a poporului corean. La Arcul de Triumf, ca și în alte locuri de pe traseu, numeroase formații de artiști au exprimat, prin cântece și dansuri, deosebita lor bucurie de a-i avea ca oaspeți dragi și apropiați pe înalții reprezentanți ai poporului român. Coloana oficială a continuat drumul pe Marele Bulevard Victoria. În ciuda unei ploi torențiale, atmosfera entuziastă a luat o amploare deosebită în piața din centrul orașului, unde zeci de mii de tineri și tinere au ovaționat pentru prietenia româno-coreeană, vibrantul lor mesaj tineresc transformându-se într-un frumos spectacol artistic. Interesant din punct de vedere psihologic este și relația între cei doi legată de boala lui. Nicolae Ceaușescu, începând din sfârșitul anilor 70, a început să sufere de o serie de boli care erau foarte sensibile pentru simțul lui de macho, de bărbat. Avea o boală care silea să meargă cu o bășică specială de cauciuc pentru că se urina în timpul unor ședințe. Nu putea să se țină. Echipa de îngrijire a lui Ceaușescu era formată dintr-o serie de medici activiști cu foarte slabă pregătire profesională. Dorința de a nu difuza informația a făcut ca să apeleze la acești medici, de care era sigur că nu vor vorbi. O boală era, evident, cât se poate de mult ascunsă marelui public. Nu trebuie să știe că vreuna din notabilitățile sistemului suferă de ceva. Vă rog să-l poftiți pe pat. Ceaușescu avea un adenom de prostată, s-ar fi putut să fie chiar și un cancer. Avea și ereditate diabetică, avea și ereditate hipertensivă. Dieta pe care o ținea
era totalmente nefiziologică, de unde și pierderea mare în greutate pe care a avut-o. A făcut și destul de multe hipoglicemii datorită acestui aport scăzut de alimente, lucru care, cred eu, că i-a deteriorat progresiv funcțiile cerebrale și mai ales stabilitatea psihică. 17, 170, 105. Acest gen de boli au creat între cei doi o relație nouă. El a început să fie foarte dependent față de ea și asta a fost perioada când ea a câștigat putere din ce în ce mai mare. Ea avea un mare ascendent asupra lui. Mare ascendent. Era suficient să-l vezi pe Ceaușescu de câte ori vorbea, de câte ori se urca la tribună, în timp ce își ținea discursul, din când în când se uita spre ea ca și când avea nevoie de o aprobare. Să facem totul pentru a merge pe cel mai bun și pe cel mai scurt drum pentru a evita efortul prea mare. Dar va trebui să facem eforturi și să învingem multe greutăți. Se pot lua cele mai odioase măsuri împotriva neamurilor. Și asta pe linia ședentă, cu binele dosar de cadre ținut de doamna. Cu buna ascultare făcută de domnia sa, este reprobată până și pe BC-ul i-a ascultat pe demnitar și pe acolinți. Tu asta s-o ocupa, scumpa noastră conducere. Eu, în primul rând, am fost împotriva să fie membru al Comitetului Central. Am fost împotriva să fie ales ca academician, pentru că n-avea niciun fel de lucrări științifice. Am fost împotriva să fie președintele Consiliul Național de Știință și Tehnologie. Am fost împotriva să fie prim vicepreședinte a Guvernului. Când a fost propus, a început ședința dimineața și s-a terminat seara. Ca o fetișcană, virgine, așa s-a comportat, că el nu vrea. Și trece câteva ore și eu mă scol și spun, tovarăș, nu vedeți că tovarăș Alinuța știe că nu e bine să fie membru al guvernului? De ce forțați? Lăsați-vă, știe dânsa că nu e bine. Și acum atunci ce o să facem, o pauză, eu nu știu că femeile probabil rezistă mai mult să nu facă pipi, dar eu dacă nu ies acum să facem pipi, fac în pantalon. Și s-a făcut pauză. În pauză am intrat în toaletă. Asta e foarte interesant. Și am făcut pipi. Gogu spunea, vezi măi, ce degradare avem în acest comitet politic. Ne pișem, ne căcăm pe noi și nici măcar o pauză nu propunem. După două zile este chemat Gogu Rădulescu și a fost întrebat, dar ce Gogule, numai cu ajutorul Ioan și poți să faci pipi și caca. Vine Gogu seară și venim acasă pe jos. Măi, Ioan, și măi, uite ce s-a întâmplat. Asta înseamnă că WC-ul Comitetului Politic Executiv era plin de microfoane. Asta este că n-a existat democrație în partid. Acest spectacol era electrizant, absolut electrizant. Venea un zgomot,
un freamăt de mulțime isterizată care te contamina. Aveai sentimentul că vine un personaj cosmic, Dumnezeu e prea puțin. Ceva supranatural care vine și domină, îmbibă atmosfera de o tensiune teribilă și mi-am propus să stau cu mine în buzunare când trece pe lângă mine. Un lucru absolut banal. Dar acum am încercat asta. Dumnezeu, a fost îngrozitor de greu. Când vezi zeci de mii de oameni care urlă isterici, demenți, magnetizați, este îngrozitor de greu să stai nemișcat și nepăsător. Ceva, o energie, îmi scădea mine din buzunare. A devenit un moment îngrozitor pentru mine, un moment de tensiune care mă făcea cu ceapă pe mine. Sunt de la trecut, nici n-a văzut, nici s-a întâmplat nimic, ca în isteria aia, ce mai conta unul care stătea cu mine în buzunare. A fost o victorie asupra mea. Dar culmea, când el a plecat, cineva m-a oprit, m-a prins de braț și a spus, dumneata, nu. Da? Deci mecanismul funcționa. Mecanismul funcționa. Nicolae Ceaușescu, într-o vizită care el a făcut-o la Casa Părintească, doamna Elena Bărbulescu de Olt a vrut să-i spună ceva de niște nereguli care existau în județ. Și atunci el a îndepărtat-o și a spus, te rog, nu mai spune nimic, că se supără Elena și te convoacă în ședință de partid. Începuse să se teamă cumva de ea, să n-audă ceva ce ea nu știa. Toți care erau în comitetul politic erau alături de ea. Erau fie terorizați, fie doreau să conducă cu ajutorul ei împotriva voinței conducătorului. Elena Ceaușescu dădea pe cine a vrut să aresteze, chema pe postelnicul, aia arestează, aia, 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 asta era. Cenzura și pe Ceaușescu. Cabinetul numărul 2 era un cabinet de minciună. Am fost ofițer de securitate începând din anul 1968, când am terminat plictisitoarea de ofițeri, până în anul 1991, când am trecut în rezervă. Și pot să spun că am cunoscut-o bine pe Elena Ceaușescu. Ea putea să facă practic tot ce dorea. Avea drept de viață și de moarte. Pe măsură ce trecea timpul, ea acapara puterea. Cabinetul 1 nu mai conta absolut nimic. Ea intra peste el în cabinet și deciziile ei erau ultimele. Ea lua deciziile finale. Se uita la el și el tăcea. Se întorcea cu spatele și se îndepărta. Jurul lui Ceaușescu erau în primul rând frații lui și o serie de cadre militare. Erau un cerc aproape izolat și în întregime impotent din punct de vedere politic. Elena Ceaușescu a mers pe un grup restrâns, dar foarte dur de activiști. Reprezentau principalele pârghii, cadrele, Ministerul de Interne și Securitatea, Poliția, Justiția și prin Dincă reprezenta unul dintre factorii importanți de control din CPX. Al doilea cerc al puterii erau de fapt un fel de emule ale Elenei Ceaușescu pe toate planurile, toate acceptate pentru că ori arătau mai prost decât ea, lucru foarte important, ori erau chiar mai proaste decât ea, ceea ce îi dădea un anumit sentiment de superioritate. La nivelul 3 erau niște funcționari mărunți, locali, prim secretari, șefi de poliție și activiști în sindicate, care erau infiltrați în ideea de a fi ulterior săltați și promovați în Comitetul Central când Elena ar fi preluat o mare parte din atribuțiile și să preconizea chiar să devină președinta statului. Tovarășă Elena Ceaușescu, vă mulțumim cu anii noștri flori, că ne vegheați cu dragoste de mamă, să avem copilăria fără nori.
deciziile pe care le lua în ultima vreme, în vizitele pe care le făcea, deci cu public, erau totdeauna cu girul ei, cu acordul ei. În această perioadă ultimă, ea a exercitat un control progresiv care a devenit total. Ea domina Consiliul de Ministri și dădea ordinele, directivele și avea o concepție foarte totalitară. Odată i s-a atras atenția de către unul din colaboratori că o hotărâre pe care o luase bine în contradicție cu Constituția țării a avut formula asta foarte sintetică. Bun, dar ce, Constituția ne-a făcut pe noi sau noi am făcut Constituția? Cabinetul numărul 2 înseamnă catastrofe națională a României. Elena Ceaușescu a îndeplinit aceeași rol pe care a avut nevasta lui Mao Zedong. În timpul congresului, ultimul congres, Elena Bărbulescu și câțiva secretari erau disperați și îmi spuneau: nu știm ce se întâmplă, s-a prelungit congresul, sunt niște aplauze ieșite din comun, ceva se întâmplă, înseamnă că șeful nu este de acord să cedeze. Deci el era convins că o să cadă. La congresul al 14-lea nu se întâmplase nimic. Aripa Elena Ceaușescu nu reușise să impună schimbările datorită celelalte facțiuni din cadrul familiei reprezentate frații lui Ceaușescu. Argumentul a fost că dacă el va ceda o parte din putere, se va interpreta și în țară și în străinătate că practic Ceaușescu a început să cedeze puterea și că deci este un om în declin. Elena Ceaușescu ajunsese să se creadă de acum un supraom. Ajunsese să creadă că ea va lua conducerea, cred că nu mai gândea. Sau era atât de încorsetată de ceva, de un mecanism pe care ea îl crease în jurul ei, încât ea, eu cred că n-avea nicio soluție. Și eu cred că ea, deși gândea că se află deasupra tuturor, își dădea seama că s-ar putea în orice clipă să cadă. E dintre noi și e asemeni nouă, la tip, la mers, la suflet și la grai, cu ochii umesindu-se de rouă, în vere soare românescul plai. Omagiu eroinei luptătoare, din inim cui atucem asprinos, uritind pe brații uriașe floare, conturul țăritem și luminos. Elena Ceaușescu, recunoștință mie, toate țară pot cărțări fi. Să adresez mulțumiri inițiatorilor și organizatorilor acestei mare manifestări populare din București, considerând aceasta ca o
am strigat foarte tare, jos Călău, jos Ceaușescu și Hulă. Și atunci toată lumea din jurul meu a încercat să fugă. În jurul meu s-a făcut un loc liber de vreo 2-3 metri. Femeile au început să țipe și s-a creat o asemenea panică încât oamenii se călcau efectiv pur și simplu în picioare. Vedeți înapoi, tovarăș! Durata și caracterul acestei ocupații au creat finalmente impresia că asta este o fatalitate pe care trebuie să o suportăm, să o îndurăm. Răul a devenit, din nefericire, normal. La noi părea normal să fie frică, părea normal să stai la coadă de noapte pentru orice, ca să cumperi oase, să cumperi ghiare. Era normal să dorm noaptea în frig, era normal ca statul să fie un stat polițist. Toate aceste lucruri intrau în normalitate. Demagogia intra în normalitate, schizofrenia intra în normalitate, duplicitatea intra în normalitate, astfel că noi am trăit practic, timp de aproape o jumătate de veac, anormalitatea ca unică normalitate posibilă. Ea este aceea care a spus, băgați mitraliera în ei să nu rămână niciunul viu. A spus asta în ședința Comitetului Executiv, că ea simțea mai mult ca el pericolul și faptul că le mergea terenul de sub picioare. Ea s-a comportat mult mai năpraznic în momentul Revoluției decât el. Ea a spus să-i bage pe toți la beci. Asta a fost, eram în hol și astea au fost cuvintele ei când s-a spus ce facem cu ei, să-i bage la beci pe toți și să-i calce în picioare după care să-i omoare. Tribunalul, în numele legii și al poporului, declarând în secret, condamnă unanimitate de voturi pe inculpații Ceaușescu Nicolae și Ceaușescu Elena la pedeapsa capitală și confiscarea totală a averii. Așa zisa democrație în România a început, în fapt, cu un proces de cea mai evidentă specie stalinistă.
echipa care a plecat să se constituie ca tribunal la Târgoviște a plecat de aici cu foile de cort în care să învelească cadavrele. Ce vrea să spună asta decât că sentința era dată dinainte? Lumea va trăi peste veci cu toți trădătorii, mult cât vor fi. Va trăi România și poporul român liber, nu cu trădători. Demagogia lor, în ipocrizia lor și vai, iubindu-se, au murit ca într-un bas. Dă-i baticul la o parte. Dă-i baticul la o parte. Ridică-l să-l vedem. Ridică-l să-l vedem. Ridică-l. Mai sus capul.
stat atunci, și nu numai eu, toți am stat așteptând o noapte întreagă pentru a vedea un asasinat ordinar. Ceaușescu a fost urât, groasnic în România. Și Elena Ceaușescu a fost încă și mai mult urâtă. În așa fel încât prăbușirea lor a însemnat o descătușare inimaginabilă. Asta ne-a împins să fim chiar cruzi. Poate penibil de cruzi. Stând o noapte întreagă, văzând un proces oribil, și după aceea zicând, asta a fost, bine că s-a terminat, culcându-ne. Mai frumos, uman vorbind, să fi avut curajul să treci printr-o pușcărie. Dar ne poate acuza oare cineva, mă întreb eu și mă întreb de multe ori, că nu noi i-am adus pe ruși în Europa. Noi am suportat istoria. Nu am făcut-o. Am suportat istoria. Și putem fi oare condamnați pentru faptul că în aceste condiții pe care nu noi le-am vrut, am ținut totuși să trăim, am iubit în acești ani, am vrut să scriem cărți în acești ani, ne-am căsătorit, am avut copii, am fost la mare, am privit cerul, am iubit lumina.
Am crezut ca un imbecil în decembrie 89 că binele începe mâine. Sau dacă nu mâine, poimă. Am crezut că răul, comunismul adică, înlăturat ca zidul Berlinului, va deschide calea normalității și deci a binelui. Postcomunismul este o realitate care nu este nici comunism, nu este nici normalitate, nici democrație. Thank you very much for watching, and good night. A fost, a fost, ce este, e și va mai fi ce se cuvine. Asta este istoria. Cu poate spune, cu poate să crede.